sunt repede, sunt regagici. Eu cred că asta... Ei, atât. Și ei sunt buni, și ei au coreografie, și ei și-au pregătit costume faine. Și noi... Nu ne-am așteptat că o să fim în duel cu o trupă atât de puternică, cu Iocovi. Și nu știu ce o să fie, trebuie să întâmple o magie în scenă. Hei, hai! Ce faceți? Bine, ia să vă văd. Da. Cu Gașca, toată lumea. Cred că abordează un stil de muzică care nu se mai cântă în România. Și... prind bine, foarte bine, domnului Bănică, îi place foarte mult. Te iubesc! Bravo! Așa da! Vă iubesc, adică sunt topit. Dar toate ne place, cum? Da. Da. Nu, 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 nu. Avem și jazz. Ei, nu pot să zici. Așa ți se pare? Așa sunam ca o voce. Păi hai să cântăm exact începutul, unde Tarzan and Jane e la unison și Candyman e pe trei voci. Da, exact. Să vezi diferența. Candyman, sipping from a bottle of vodka double wine. Candyman, Candyman. Am crezut că rămân cu Candyman. Da, n-ai spus. Ai văzut? Nu? N-ai simțit? Serios? Nu, la Candyman, nu. Dar cum să fie la fel? N-auzi o singură voce puternică și după aia... Și după aia să se rupe în trei? Nu. Vezi bine? Da. Da, e ok. Nu e frică, nu ne temem, nu... Ce, ieșim la o bătaie cu cineva. Ieșim să facem lucru care îl facem fiecare zi. Cântăm deodată. Da, adică eu mă înălțim. Candyman, eu Candyman, 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 Candyman. Asta eu zic că sunt trei chestii diferite. Da. Hai, baftă. Doredos, multă baftă și sperăm să... Nu vreau să continui. Multă baftă. Da. Doamnelor și domnilor, 3 o'clock versus Toredos. Contează să trecem peste nivelul pe care l-am avut la audiții și apoi la bootcamp, să avem o surpriză și să impresionăm cu altceva.